Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre o parte din emisiunea noastră, despre filme. Mai exact, ce fel de filme urmărim de obicei? Ne plac cele românești, autohtone sau cele importate tocmai din America? Mai există oameni care preferă în continuare și filme indiene sau, după caz, turcești. Haideți să vorbim despre lucrul acesta și despre cum ne influențează viața cinematografia. Îmi plac, dar nu prea am timp de filme. Da. Ce, din ce motiv? Stau, îmi petrec timpul liber. Aha. La film. Mai fac comparații între cărțile citite și film, de exemplu, filmele românești. Îmi plac foarte mult. Filme, sigur că da, cu ei nu-i place. Adică s-ar putea să fie și văd că nu-i plac. Mi-a plăcut de că nu mă știu. Nu știu, nu mă prea, nu... Vă uitați sau vă uitați? Mă uite, dar când pot și eu cum pot. Ah. De ce? Pentru că nu știu ce înseamnă. Om pasionat de filme care se uită. Nu. Doar când simt nevoia să mă uit, să stau relaxată, să mă uit la ceva. Că de obicei nu prea am răbdare să mă uit la un film lung. Aproape, da. Aproape, sunt dependent de televiziune și de film. Decât să mă uit la politică, mai grav mă uit la filme. La filme înțeleg ceva. Depinde, da. Nu prea am timp, credeți-mă. Amândouă, dacă e. V-am spus, nu prea este timp de filme. Suntem de la țară și multă muncă. Eu, dintre toate filmele care le prefer, eu sunt românești, indiferent din ce epocă. Din epocă sau din epocă. Americane, thriller-urile, place. Violența. Am înțeles. Da, îmi place asta în acțiune. FBI, CIA, cu toate spionajul. La noastre românești și americane, mai mult. Și engleze și toate. E care o fi, nu contează. Nu, păi nu știu, o încream că l-a scaldat, parcă într-o duminică era. Și apropo de ultimul film, cel mai iubit dintre pământeni. L-am văzut, Aha. Nu l-am văzut până acum. Românesc, asta în reluare. Aha. Perioada, nu interbelică, în perioada inter, cum se spune, între democratică, nu? Asta, din 64 până în 90. Cu Toma Caragiu, cu Dinică, cu Bibano. Stai că n-am văzut acum, prea mai țin minte. Unul românesc. Hai duce-l 7 cai, parcă am văzut acum. Nu pot să-mi dau seama acum. Unul românesc. Da, nu știu. Nu mai știu, domnule. Au murit aceia buni, mă. Păi, regizorii ăștia români tineri care s-au remarcat acum cu filmele noi, cu premii, cu... Da, chiar nu știu, i-am uitat numele, dar oricum sunt buni și românii, să știți. American nu știu. Spielberg, nu știu. Doamne, după cum au fost realizate filmele, după modul de realizare, în perioada lui a fost Sergiu Nicolescu. După aia a fost Pintilie și... Acum nu prea îi rețin pe ultimii regizori ai noștri, așa de filme, că au invadat ecranele filmele astea, seriale, manele, chestiuni de astea care, nu sunt genul meu, poate place la unii, nu e nicio problemă, dar nu mă atrag. Ce nu mai trage regizor? Păi, ăsta, Cristian Mângiu, sau care e ăsta acum, mai nou? Este. Parcă era. Na, mai vechi, eu știu, Sergiu Nicolaescu. Așa, pe nume nu vă zic pe toate, da. Dar-i cunosc așa. Lumea se împarte între pasionați de filme și nu am timp. De ce? Acum e clar că povestea asta cu nu am timp e destul de vastă și merită discutată într-o altă emisiune. Însă lumea este totuși pasionată. O parte dintre oameni sunt interesați de filme. Mi-a plăcut să aud oameni care apreciază chiar filmul în comparație cu cartea după care este făcut filmul.
Atunci poți să-ți dai seama ce a fost în mintea regizorului și eventual să compari cu ce a fost în mintea autorului cărții. Sunt lucruri interesante care ne dezvoltă imaginația, chiar dacă filmele poate mai puțin decât cărțile, în anumite condiții, dacă regizorul știe cum să atragă mintea celui care urmărește un film, poate să rezulte chiar și ceva mai tare decât o carte. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.vbf.ro. Puteți să intrați și pe Facebook, pe Viața Bate Filmul, sau trimiteți SMS la numărul pe care îl știți. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Sunt buni și românii, să știți. American nu știu. Spielberg, nu știu. Vrei să te apuci de treabă, dar nu ai scule și materiale? Vica Star vine în ajutorul tău. Unic importator și distribuitor Luca Disc, Luca Abraziv, Slovakia Trend, Fiolent, Monolit. Cel mai complex inventar agricol, dar și cele mai durabile discuri abrazive le găsești la noi. Plase, scule electrice, cuie și sârmă pentru construcții, electrozi, bricolaj și abrazive. Vă așteptăm! Vica Star, calitate la un preț performant. Simply Kids, cel mai nou spațiu de joacă pentru copii din Suceava. Simply Kids le propune copiilor cu vârste între 3 și 12 ani ateliere deosebite de creație, pictură, teatru, balet, muzică, cursuri de șah, ateliere de gătit, petreceri tematice, cursuri de limbi străine, dar și joacă! Fă-ți ziua ta la Simply Kids! Intră pe www.simplykids.ro sau vină în Suceava pe Mărășești, strada Ighez Bierea, numărul 25B. Ia-ți vacanță odată cu copiii tăi! Vino la Simply Kids și află ce poate face copilul tău toată vara!